ora de mate se poate complica rapid. Poți doar să încerci să urmărești ce se întâmplă acolo. Ah, mai e? Stai, profa! Mai ușor! Oh, nu! Dureri de mână! Și gata! Pe bune! După toate alea, ăsta e răspunsul? Nebunie! O altă zi, o altă oră de desen! Și pentru tema de azi, un eseu de 2000 de cuvinte? Oh, frate! Știam că ar fi trebuit să beau cafeaua de dimineață! Ce obosită sunt deja! Hei, uite! Profa adoarme! Vezi? Poate ar trebui să ne distrăm nițel, vrei? Parcă nu aveam voie să dormim la ore. Regulile sunt făcute ca să fie încălcate, corect? Ia uite! De ce să scriem despre artă când putem crea o operă de artă? Wow, super idee! Ia-ți vopseaua acrilică și pune-o pe un burete ca în imagine. Când termin, întoarce buretele invers. Da, cu vopseaua pe catedră. Și acum să o ștergem de aici. Bravo, dragă! Cât am dormit? Ce face? Oh, nu! Vreau să vă dau o temă înainte să plecați. Să ștergem asta. Ce naiba? Cum a ajuns vopseaua aici? Fetelor, voi sunteți de vină? Curățați asta imediat! Oh, frate! Adică acum? Chestia asta nu o să se șteargă niciodată! Nu crezi că e permanentă, nu? Cea mai proastă idee! De ce să te stresezi cu terminatul testului când poți să te uiți la un clip amuzant? Ce e sunetul ăsta? Lana nu e niciodată atentă la oră. Știe cineva răspunsul? În afară de Madison? Poate Lana? Vino aici, Lana, haide! Fii atentă, da? Nu am toată ziua la dispoziție. Dar nici măcar nu eram atentă. De ce profii mă pun mereu pe mine să răspund? Ok, dă markerul, profa. Ce sunt astea, hieroglife? Știu. Se pare că dacă apeși destul de tare, vârful markerului o să se blocheze. Ups! Dă-mi-l! A mers acum o secundă? Ai ceva de a face cu asta, Lana? S-a rupt! Păcat, nu-i așa? Ai nevoie de un marker nou! Dar niciunul din astea nu scrie pe tablă! Ai avut noroc de data asta! Ce ușor a fost! Sunt un geniu, știu! Și ziceam... Ah! Dă-mi alea! Haide! Madison? Și restul? Cum de știu mereu de proviziile noastre secrete? A fost drăguț! O rezervă de dulciuri! Ce porcărie! Îți vine să crezi? Norocul profilor că regulile clasei nu se aplică mereu! Ah, preferata mea! Nu pot să cred că ne-a luat dulciurile! Ce? Mai bine ascund dovezile deocamdată! Stai puțin, mi-a venit o idee! Madison, vino aici! Se pare că o farță epică e pe cale să se producă! Oh, profu! Numărul 5 m-a blocat total! E super greu, nu-i așa? Perfect, intru în acțiune! Și am nevoie de ăsta! În timp ce Madison îi distrage atenția profului, o să tai punga de gunoi!
Ideea e să faci o tăietură ca lumea, chiar pe fundul pungii. Nici nu o vezi! Ah, misiune îndeplinită! Psst! Gata? Mersi pentru ajutor! Cu plăcere! Treaba e gata! Asta e tot pentru azi, ora s-a terminat! Păcat că nu putem sta la spectacol! Pa, pa! Mai e ciocolată aici? Frate, am terminat-o pe toată! Au mai rămas doar ambalajele! Trebuie să confisc mai multe mâine! La gunoi cu voi! Oh, e deja plin! O să-l duc acum! Chiar am mâncat multe! Nu! Plouă cu ambalaje de dulciuri aici! Cum s-a întâmplat asta? Să se învețe minte să nu ne mai ia chestiile! Fetelor, ați încurcat-o! Pun pariu că folosești săpun de 1.000.000 de ori pe zi, nu-i așa? Săpunul e bun pentru spălatul pe mâini, dar se pare că e super pentru o farsă pentru profi! Asta pentru că dacă umpli tabla de săpun, nu mai poți scrie pe ea! Uite! Farsa asta o să fie mortală! Elevi, azi vorbim despre anatomia umană! Nu-i nimic amuzant aici, fetelor! Abia ne putem uita! Ce are asta? Uite ce mirată e! Asta e o tablă, nu-i așa? E ceară? Sau ce? Fetelor, știți ceva despre asta? Da! Vă place săpunul? Atunci să-l curățăm! Întâi trebuie să udăm buretele! Bună încercare, fetelor! Mamă, ce spumă face! Cum scap de ea? Dacă frec, se face și mai rău! Haide, mă! Gata! M-am săturat de păcălelile voastre! Zici că e spălătorie auto aici? Frate, abia mai respir! Un test o să vă șteargă zâmbetele de pe fețe! Ce? Oh, nu! N-am învățat nimic toată săptămâna! Baftă, fetelor! O să aveți nevoie! Cred că mediile noastre se vor duce în cap! Mama o să mă omoare! Pe bune! Se pare că atâtea farse le-au trimis pe fete la internat! Și profa asta e cea mai severă! Hei! O facem? Oh, coada asta e așa de strâmtă! E mult mai bine așa! Să fiu eu e grozav! Să facem cum vrem noi acum! Profa o să ia razna când o să vadă! Superb! Fetelor! Nu vă învățați minte, nu-i așa? E timpul pentru nițel pac-pac! Ce? Oh, nu, doar nu o să fac asta! Coadă să fie... Așa mă gândeam și eu! Trebuie să fug! Fetelor, ați fost salvate de un mesaj! Nu vă mișcați? Nu ne mișcăm! Locul ăsta e atât de nașpa! Dar poate îl facem să fie mișto din nou! Da? Clar! Pentru trucul ăsta, înfășoară niște scoci pe o foarfecă, până sus, pe lame! Rupe restul rolei și BUM! Ești gata! Wow, ce ușor! Dar ce eficient! Tai acum șuvițele astea, profa! Ah! Ce bine e! Fetelor, iar sunteți neascultătoare? Până aici, bătund! Hei! Ce are asta? E lipită? Of! Ce pacoste! Gata!
asta a zis cu voi, fetelor? Vrei să le faci profesorilor tăi farsele astea? Invită-ți prietenii la distracție și distribui acest clip pe pagina lor. Și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube 123 Go School.